deschidem, gen, să deschidem aici și știrile, dacă tot vorbim despre intelectual, despre inteligenție, ziarul Libertatea lui Tolontan, userist, suspină. Deci, dintr-o dată a descoperit că domnul Florin Roman, pe care ați văzut, l-am apreciat aici de mai multe ori, dânsul a fost invitat de mai multe ori la Sinteza Zilei și am spus că am toată considerația pentru domnul Iesa, că este un distins și un fin intelectual și firesc, ca un adevărat veritabil urmaș al lui Brătianu. Deci, ziarul Libertatea zice că e ministru care n-are carte, zice useristul Tolontan. Florin Roman și-a trecut în CV o lucrare care nu poate fi găsită. S-o fi furat. Asta e, deci. La aceeași editură apare o carte cu același nume, dar cu alți autori. De-aia erau mai multe personaje, dacă mai țineți minte, în căutarea unui autor. Asta, referințele culturale, totuși, din emisiunea asta sunt... nu se compară cu ce am văzut mai devreme, dar sunt totuși destul de solide. Florin Claudiu Roman, 47 de ani... No. Băi, stați puțin. Deci nu, murim pe loc. Stai... Cum? Deci eu nu mai pot, după ce am luat șoc cu Bode, iau șoc și cu Florin Roman. Deci, bă, nu, nu. Deci... Stai, mă, eu în ce an sunt născut? 74. Deci câți dracoane am? Am dilema lui Turcan. Deci eu câți dracoane am? Am dilema lui Turcan, oare câți dracoane am? 47 am, să nebunesc. Da. Fac 48. Deci eu sunt de o vârstă cu Florin Roman? Bun. Călin, sună tu, te rog frumos, la un sanatoriu. Vreau să mă retrag vreo 4 ani să simt nevoia să fac o investigație prin microscop. Mă uit să analizez omicronul. Ce, mă? Deci cât are? Are 47 de ani, prieten. Călin, găsește o poză, orice poză cu domnul Florin Roman, te rog frumos. Deci suntem de o vârstă. Băi, hai să... Cum să fac eu să mai... Asta, pe planeta asta. Deci, cum? Lăsați dracu că n-are ca nu știu ce carte, lasă. Cât are, băi, deci e de vârsta mea? Nu, murim. Jesus. Da, ia-o pe asta. Da, ia-o pe asta, e foarte bună. N-am știut. Adică, eu am sus, așa am suspinat că domnul Bode e mai mare ca mine cu un an, parcă, sau ceva. De genul, sau mai mic. Sau mai mic. Acum, faptul că sunt... Ca în reclama aia cu Bendeac. Mămica mea, am început să văd desene animate. Cum? Deci... Este o poză mai veche asta, sigur. Bun, băi, nu mai dați, mă, șocuri de-astea în direct, mă, trăiți iar familia. Auzi? Ia vezi, mă, caut așa pe net, Tutankhamon. Nu cumva, dracu, sunt o vârstă și cu ăla. Deci, bun. Deci, Florin Claudiu Roman, 47 de ani, sfântă născătoare. Noul ministru al digitalizării, asta e tare. Asta e. În guvernul PNL-PSD, cum sună asta? Guvernul PNL-PSD sună beton de fiecare dată. UDMR, whatever. Și a trecut în CV lucrarea Teoria Sistemelor Informaționale, care e mai mic ca mine cu 2 luni. E și mai mic decât Călin, nu? Cu cât? Cu 2-3 zile? Cu cât e mai mic ca tine? Cu 2 săptămâni. Deci eu sunt mai mare ca domnul Roman. Bun. Mă înțelege și pe mine. Ok, deci hai să citesc asta, plictiseala asta cu cartea. Deci totuși volumul nu poate fi găsit nici la editură, nici la Biblioteca Națională, iar ministrul nu l-a găsit nici acasă. La editură și la bibliotecă există o carte cu nume identic, apărută 3 ani mai târziu cu 4 autori diferiți. Bun, adică e destul de bun. Întrebarea mea este, sigur, dacă l-au plagiat ea, corect, dacă, absolut corect, dar întrebarea mea este următoarea, dacă în superbul guvern cu domnul care îl conține acum și pe acest distins domn intelectual Florin Roman, ar fi făcut parte și USR-ul, ar mai fi avut Tolontan această revelație despre cărticica domnului Roman? Iată o întrebăciune. Nu o mai răspundem.